Campania împotriva consumului de alcool continuă la nivelul municipiului Pitești. Coordonatorii proiectului Drain, în speță specialiști români și olandezi, au avut o nouă întâlnire pe această temă. În cadrul reuniunii de lucru s-a discutat modul de implementare a regulamentului adoptat de municipalitate privind noile măsuri de prevenire și combatere a consumului de alcool în rândul minorilor. Afișarea la loc vizibil din exterior, la intrarea în unitate, lângă orarul de funcționare a sintagmei, servirea cu băuturi alcoolice a minorilor este strict interzisă. Și am încercat cu acest volant, o să mai facem materiale pe care să le primiți cei care o să vă deplasați în aceste unități. Să solicite aprobare primăriei municipiului Pitești pentru amplasarea structurilor de vânzare, având ca obiectiv de activitate efectuarea serviciilor de alimentație publică sau serviciile de piață privind vânzarea, cumpărarea băuturilor alcoolice. Știți și știm toți că sunt într-adevăr în apropierea unităților școlare, au autorizație, deci funcționează în continuare. Pe parcurs, cel puțin să ținem cont, dar să intrăm și să le aducem la cunoștință că trebuie să respecte acest regulament. Respectarea distanței minime de 200 metri măsurată pe drum public între structurile de vânzare, cu obiectul de activitate vânzare la articolul 1 și unități de învățământ preuniversitar, căminele și locurile de cazare pentru elevi, unitățile de asistență socială. Medicală. Comercianții cu obiectul de activitate prevăzut la articolul 1, care funcționează la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în structuri amplasate la o distanță mai mică de 200 de metri, măsurată pe drum public, față de unitățile de învățământ preuniversitar, nu vor comercializa băuturi alcoolice pe perioada desfășurării orelor de curs sau altor activități organizate de conducerea unității de învățământ. Eu cred că cel puțin aici ne ajută. Știți că au fost mai multe discuții pe această temă. Să se informeze în scris semestrial cu privire la orarul de funcționare al cursurilor, precum și al altor activități organizate de conducerea unităților de învățământ. One, to ask the police representatives of the police here how they will implement the enforcement in practice. Because in the project, you have to translate before I go on. Ok, dorește să întrebe întâi reprezentanții poliției cum văd ei efectiv exercitarea autorității și implementarea acestei legislații. Because in the project, the control function, the enforcement function, is one of the pillars of the project. Pentru că în acest proiect, stâlpii de rezistență a acestui proiect sunt partea de control și de aplicare a legii. Because the education function for young people and students is important, but is not the most effective way. Partea de educație este importantă, dar nu este cea mai eficientă cale. The most effective way, if you look to research, scientific research, is systematic control. Cea mai eficientă cale, dacă vă uitați la studii și cercetări, este controlul sistematic. And as you know, we want to also have in autumn, we want to have an extra training for how to control. După cum știți, în toamnă vrem să organizăm ca un training legat de cum să apă exercitați această autoritate. So I'm interesting. I would ask the representatives of the police how they think to control in practice the coming months, how they will do that, literally, how you want to prevent that shop owners still are selling to underage people. Și aș dori să vă întreb cum vedeți în lunile următoare, ce ați putea face și cum ați putea face să preîntâmpinați ca vânzătorii din magazine să vândă în continuare alcool tinerilor sub limita legală, sub vârsta legală. Because in many projects in the Netherlands, but also in Sweden, for example, education is important, but is not so difficult. The most difficult thing is effective control.
pentru că și în Olanda sau în Suedia, de exemplu, în alte proiecte, și educația a fost importantă, dar cel mai dificil lucru a fost efectiv aplicarea legii și controlul. So I want to ask. Deci aceasta ar fi întrebarea acum. În prima fază de măsurile preventive, ținând cont că elevii sunt în vacanță și pentru a putea aplica o lege, trebuie mai întâi să o aduc la cunoștința persoanelor care sunt direct privite de aceasta. Asta nu înseamnă că jandarmeria nu va adopta și o reacție de tip combativ asupra acestui fenomen. După încheierea acestei campanii de informare, se va trece la sancționarea comercianților care nu respectă legea. Și cred că același lucru îl va realiza și reprezentanții celorlalte instituții implicate în proiect. Am vorbit mai mult de campania preventivă, deoarece pentru noi este pasul următor. De aceea ne-am axat în discuții mai mult pe aceasta. Vreau să vă spun, în primul rând, că în toate cartierele noi avem înființate agenții și avem o situație statistică la zi, toate unitățile comerciale care desfășoară activități în jurul unităților de învățământ. Și vreau să amintesc că noi avem în primire menținerea ordinii la școlile generale de municipiu Pitești și 20 de școli. Deci, pentru fiecare școală asigurăm la intrare și copilul la cursuri, asigurăm cortina și liniștea publică și monitorizăm aceste unități de desfacerea culturală a lucrurilor mai mult timp. Acum avem și instrumentul. Acest regulament cu sancțiunile prevăzute. Aș dori, în primul rând, să prevede un articol care spune că consumul băuturii alcoolice în parcuri și în alte locații. Aș vrea să rog primăria ca în aceste locații să fie afișată această hotărâre a Consiliului Local, încât la aplicarea unui sancționat administrat să nu întâmpinăm contestații referitoare la cunoașterea hotărârii Consiliului Local. Noi avem o colaborare foarte bună și cu Poliția Națională, în secțiile de poliție, în care acționăm zilnic acționăm la intrarea și ieșirea elevilor de la școală. Jandarmeria are și au în primire alte licee și alte grupuri, deci nu se pune problema prezenței noastre în aceste obiective. Este binevenită o colaborare mai mare între noi, încât aceste acțiuni să fie popularizate mai mult în mass media. Inițiatorii proiectului le reamintesc tinerilor deviza campaniei de luptă împotriva consumului de alcool. Pahare mici, consecințe mari.